Bună ziua și bine v-am găsit! Cu această ocazie vă invit să facem o salată de orez din orez basmati. Orezul basmati este acesta cu bobul lung și foarte subțire. Eu am aici 340 de grame de orez basmati. Bineînțeles că se poate folosi și mai puțin. Pentru o singură porție puteți folosi 100 de grame. Am aici aceste legume conservate în ulei, pe care le găsiți la Lidl. Sunt legume conservate în ulei, adică morcov, caperi, carciofi, ceapă, ardei, porumb, țerină, castraveți și așa mai departe. Am aici curcuma, voi folosi un vârf de cuțit de curcuma, o jumătate de lămâie și puțină sare. Pentru acest orez voi folosi o oală încăpătoare în care voi pune acest orez nespălat. Dacă vreți, îl puteți și spăla, bineînțeles, nu este nicio problemă și nu este obligatoriu. Dar eu vă spun cum se face această salată de orez. Italienii nu obișnuiesc să spele orezul în general. Dar mai ales la acest orez basmati nu se spală. Dacă vreți să-l spălați, puteți să-l spălați, dar la fiert, pentru că are o perioadă foarte scurtă de gătire, se va rupe și noi atunci nu vom mai putea obține această salată de orez. Și nu va mai arăta atât de frumos pe platou sau pe farfurie, sau mai ales dacă vreți să-l folosiți ca o servire pentru o masă festivă. De exemplu, orezul acesta, cum vă spuneam, nu se spală, se pune așa, în apă, direct, și a acoperit foarte bine cu mult mai multă apă și a acoperit cu 2-3 măsuri în plus de apă decât orez și se fierbe exact așa cum aveți instrucțiunile pe pachet. Orezul pe care îl folosesc eu se fierbe între 10 și 12 minute. Eu îl voi lăsa 10 minute. După 10 minute, de aceea nu se spală, pentru că după gătire îl voi plăti la un jet scurt de apă rece, pentru ca el să-și oprească gătirea și să rămână bobul întreg. Apoi vă voi arăta mai departe cum procedăm pentru salată. Acum îl voi așeza în oală. Aici voi adăuga apă încă de 2-3 ori peste măsura orezului și îl voi lăsa ca să se gătească la foc mic după ce dă primul clocot. Orezul meu a fiert. Este gata, l-am trecut printr-un jet de apă rece, vreo 10-15 secunde, atât cât el să se răcească. Am uitat să vă spun că în apa în care a fiert am adăugat o linguriță de sare, așa cum punem atunci când fierbem pastele, pentru că altfel orezul nu va avea gust. Acum, voi răsturna orezul într-un vas încăpător. Am scurs de uleiul care era în exces din borcanel. Acum voi adăuga aceste murături, ca să le spun așa, aceste legume conservate în ulei. Voi adăuga sare. Aici cu sarea și cu lămâia putem să punem după gust. Eu am aici o cantitate mai mare. V-am spus că am peste 300 de grame. Aici eu voi adăuga toată lămâia, o jumătate de lămâie și acum voi amesteca și voi adăuga și praful de curcuma. Dacă mai este nevoie, putem să mai adăugăm curcuma, dar nu uitați, curcuma totdeauna își mai reglează din culoare cu cât trece
timpul, pentru că mai târziu ea își va mai aduce puțină culoare. Și după cum v-am spus, cu lămâia putem să adăugăm după gust. Aceasta este salata de orez basmati. Noi așa o servim și chiar atunci când avem musafir și este foarte, foarte bună. Și nu doar că arată foarte bine, ci este și foarte gustoasă. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă propun să încercați această rețetă pentru că orezul basmati este foarte sănătos și vă veți convinge. Vă doresc poftă bună și pe curând! La revedere!